Ieri mă gândeam la antrenament la un lucru. Există atâtea diferențe între femei și bărbați și cu toate astea nu încetăm să le punctăm. Uite, o chestie pe care eu nu cred că o au femeile în viața lor, deși bărbații o au aproape zi de zi. Tu poți, de exemplu, la antrenament, ca femeie, să-ți schimbi părerea despre cealaltă femeie sau să o respecti mai mult sau mai puțin după cât împinge la piept, de exemplu? Normal, da, normal. Noi trecem printre băncuțele alea și îl vezi pe ăla, împinge 100 la piept și ești bine, boss, bac, fiți bun. La noi se întâmplă la repetiție, știi? Când vezi că o colegă de-a ta face mai multe spinuri sau piruete sau săritură sau care mai mult un plie adânc sau o deschidere mare. Care plieu mai adânc, auzi, Răzvane, poți să o respecti pentru care plieu mai adânc. Da. Și care e plieu dintre toate? Nu știe nimeni. Care-i plieu? Plieu este... Deci trecem că stai în poziția întâia, dar nu cu de roche. Plie, adică cu cât este mai adânc plieu, cu atât săritura este mai înaltă, pentru că ții mai mult. Am înțeles, mulțumim. Amalia, tu respecti pe ceva mai mult la antrenament pentru că face ceva mai wow? Bineînțeles, eu mă gândesc că uneori chiar dacă nu-ți place caracterul și apreciezi profesionalul mai mult, adică poți să-i spui, mă, poate are un caracter nasol, dar profesional e foarte bun, tare. Deci se poate, se întâmplă. Da. Dar vreau să știu, în vestiar sau la toaletă, că noi avem chestia asta, bărbații se mai uită, nu știu dacă știți, adică te întâlnești la pisoar și te mai... Da? Aici... Și atunci îți lanseze, bine, boss, bravo! Ai crescut cu funingine! E, asta aveți, jucați-o pe asta. Bineînțeles, arată super bine, are super corp, ca să nu zic altceva. Da. Apreciem. Mie îmi place să apreciez femeile frumoase și, în general, și bărbații frumoși, femeile frumoase. Da, sunt nebunite când văd o, imediat o apreciază de n-ai văzut așa ceva. Te inspiră, dacă nu ești o mega scorpie, te inspiră. Dacă nu ești o mega scorpie, dacă ești o mini scorpie, poți să te manifesti. La noi e foarte clară, dacă dimensiunea e impresionantă, ești impresionat și... Dar la voi ce cont? Pupa? Ce vă mai impresionează? Mărimea buricului, ce? Da, totul! Faptul că are grijă de corpul ei, faptul că arată bine, că se întreține, că muncește pentru asta, că nu ai așa, pur și simplu. Flavia, unde se încadrează expresia, uau, salut, bă, ce pantofe! Mamă, ce pantofi de 2 lei! Deci asta unde? De unde ți-ai luat pantofii? Îți vin turnați! Mamă, mamă, ce șleampătă, uite cum umblă cu aia, plom, plom, plom! E, acum, de astea sunt detalii. Astea sunt detalii, bă. Lasă că și voi, bărbații, faceți la fel. Da, facem, mă, la fel. Mai ales o avem pe asta, la vestiar, când ne vedem goi. Bă, ce sâni bine puși. Ia, dracu, cine ți-o fi pus? La cine ți-o fi plătit? S-a dus la ăla, i-am zis, măcelar. Da, uite, zici că a tăiat-o cu sapa la... Îți stau foarte bine, mamă, ce se uită. Să știi că eu sunt foarte sinceră, în general. Da, mulțumim.